scolat, așa? Am făcut-o azi. Și-o mai făcut-o azi din nou. Adică tot nu mai făcut. Testul 1, varianta. Da. Asta, când mergem la testul 2A. Da. Părim? Da. Am pornit-o, profesor. Da? Testul 1? Varianta 1. Varianta. Varianta. Asta ar fi un pic ușor. Să calculăm radical din 25. Repede, Anca, cât e? Radical din 25, egal cu Anca. Da. Radical din 3 e 6. Adică egal cu 6. Radical mai adânc, din 81 spre 25. Cât e, Adi? 81. Hai, Adi. Păi radical din 81 pe radical din 25. Radical de sus, radical din numitor. Deci vine radical din 81 supra radical din 25. Este egal cu... Cât e radical din 81? 9 pe 5. 9 pe 5, mai repede. Hai, radical din 81 pe 100? Ancuța? 9 pe 10. Bravo. B. Ăsta a fost A. Amic, da. Amic, da. Acum B. Radical din 2 la 8? Hai. 2 la 4. Așa, nu trebuie să faci 2 la 8, că faci... Da. Radical din 2 la 8, iertați-mă, plus radical din 3 la 4. Plus radical din 3 la 4. Da. Minus radical din 7 la 2. În ce scuze? Da, egal cu. Atunci e egal cu 2 la 4, adică 16. Corect. Plus... Anca, plus Anca. 3 la 2. Adică 9. Minus Anca. Minus 7. Egal mai departe cu... 25 minus 7, 18. Următorul. Numărul 2. Asta a fost 1, da. 2. A. Folosind algoritmul extragerii rădăcinii deci, pătrate. 1, 2. 2. Calculați. Amic. Radical din 361. 361, folosind algoritmul. Da. Deci, grupul de unii câte 2. Da. Și obține, adică cu 1. Da, 1 ori 1. 1. 2, 6, 1. 61, dublăm, adică 2 ori 2 plus un număr ori cât același 2, lucru? Nu plus un număr. Ce se pun lângă el? Da, ca să mulți cu același număr și dea... Da. Aș spune 9, adică 9 ori 9 îți fac 81. Da. Din cauza lui 1, deci. Uh-huh. Ori 9, și din nori 9, deci 1 și 8. Ori 9. Nori 2, 18 și 8. 26. Ce fix. Ce fix. Trebuia să știi 29. Da? Repede trebuie să deci 19. Uh-huh. Știam, pătratele perfecte. Deci te dirigează aici, nu? Sunt timp pierduți. Exact. Atenție mult. La B mic. Da. Radical din 1,44. 1,44 Anca. Să facem concret, da? 1. Pentru că 1 ori 1 face 1. 1 de desubt nimic. Dublăm. Am arătat virgulă, punem virgulă acolo. Da. Da? Dublăm pe 1, 2. Grupa 44. Ce cifră se pune? 22 ori 2. 44. A mers perfect. 1,2. A, B și C? Era? Da, a făcut. Da. Nu mai este și C. Așa? 3. Ordonați crescător numerele. Coordonați. Asta e la care l-am făcut ieri, domn profesor. Cu nu radical. Mai facem. Da? L-ați făcut? L-am făcut da, ieri. Da, radical din 5, radical din 5, care chiar l-am ordonat ieri când tu cum adică plictise. Da, deci acele îl găsiți, da, 4. Aflați... Deci rezolvați, spuneți. Da. Rezolvați. A, aflați primele două decimale exacte, rezolvat tot ieri. Tot ieri. Da. La 4, da? Da. 5. Aflați elementele mulțimilor. Ăsta nu l-am făcut. Aflați? Deci rezolvați și ăsta, da? Da, 4 rezolvat. 5. Aflați? Aflați elementele mulțimilor. A egal cu A mare egal cu.
X aparține lui Z. Egal cu mulțimea tuturor acelor X. X din Z. Din Z. Cu proprietatea. Modul din X pătrat minus 4. Închideți modulul. Egal cu 0. Și B mare egal cu... Cu toți acei... Cei X care aparțin lui R. Da. Cu proprietatea ca modul din X pătrat plus 1. Închideți modulul. Egal cu 9. Deci, trebuie să punem pe cei X care au această relație. O rezolvăm relația. Deci, pentru A mare, A mare egal cu cine, urmează să vedem, și rezolvăm modul din X pătrat minus proprietatea, o luăm. 4 egal cu 0. Echivalent cu când 0. Are? Când X pătrat minus 4 e 0. Da. Când X pătrat minus 4 egal cu 0. Și parcă mai era ceva, când x pătrat minus 4... Păi hai să rezolvăm. Și când x pătrat minus 4 egal cu 0? Când x egal cu 0. Cu 0. 0 la a doua? Adică înseamnă și a de x pătrat egal cu 2. 4. 4. X egal și cu x egal cu? 2. X egal cu 2, numai 2? Ia mai ajut. Și minus 2. Și minus 2. Așa. Când a pătrat face plus. X egal cu 2. Așa că aici poți pune 2 și respectiv pe minus 2. Minus 2, da. Deci elementele sunt 2 și minus 2. Așa, am uitat cum să fac. Deci A mare egal cu mulțimea formată din 2 și respectiv minus 2. Am terminat-o pe A. Pe B. Da. Păi e de 1. Da, acum B tot trebuie. Pe B egal cu, să vedem cu cine. De aceea rezolvăm condiția. Iarăși tot așa? Păi tot condiția. Că condiția ne exact. Furnizează. Modul din X la a doua plus 1 AD egal cu 9. Da, adică X la a doua... Plus 1 egal cu 9. X la 2 plus 1 egal cu 9. Da, adică X la 2 egal cu 8. Adică X la 2 egal cu 8. Da, X egal cu 4. Atenție. Noi 4. Aici 3. Adică radical din 8. Radical din 8. Și minus radical din 8. Deci sunt două valori. X1, 2, egal cu plus minus radical din 8. Plus minus radical din 8. Și radical din 8 ar putea face, că e 2 ori 4. Adică 2 radical din 2. 2 radical din 2. 4 iese din știi, și atunci vine 2 radical din 2. Deci egal cu plus minus 2 radical din 2. Așadar în B vom pune elementele. 2 radical din 2 și 2 radical din 2. Și respectiv minus 2 radical din 2 deocamdată. Și altă variantă. X pătrat plus 1 egal cu cine? Cu minus 9. Cu minus 9. Deci există și posibilitatea asta. Deci X pătrat sau a doua. X pătrat plus 1 egal cu minus 9. Păi tot așa, e minus 2. Adică de aici X pătrat este egal cu... cu minus 8. Da? Că minus 10. Minus 10. Și ce părere aveți? Ceva la pătrat face minus 10? Imposibil. Niciodată. Ceva la a doua să facă minus 10. Corect. Deci, adică atâta rămâne. Deci rămâne doar, ce în B egal doar elementele. Minus 2 radical din 2 și respectiv 2 radical din 2. Acolo la A, deci dacă e minus 0, minus 0 plus 4 e minus 4. Minus 0 poate fi minus 0. Am dat pe calculator minus 0 plus 4. Minus 0 minus 4. Calculator prost. Poți să arunci. N-am mai auzit așa ceva. Unde e? Nu. Cum de-ai făcut tu așa? De ce ai dat ai zis minus 0 ori 4. Și tot 0 face. Zero ori 4. Nu știu. X la 2 minus 4 egal cu 0. X la 2 minus 4. Cât ai zis? X la 2 minus 4 egal cu 0. Da. Adică cu minus 0. Cum să fie minus 0? Există minus 0? Deci poți vorbi de minus 0 și plus 0. Și minus 0 plus 4 nu e minus 4. Când am Dar minus 0 ăsta, ce înțelegi tu?
În limbajul din clasa 11-a, pi minus 0 este un număr foarte, foarte apropiat de 0. Asta la limite, când o să fie povestea. Dar acum, la limbajul nostru, al clasa 7-a, trebuie să înțelegi așa, că aici... Modulul din ăsta e doar atât. X a doua minus 4 egal cu 0. De unde, unde aduni un 4, sau cum știm de acum, trebuie și într-o pe... Da. X la 2 egal cu 4, mamă. Cum dă și minus 2? Păi uite acum, zicem. X la 2 egal cu 4, da? Da. Hai să vedem. Cine la a doua să facă 4? 2. 2 sau minus 2? La minus 2 la a doua nu fac tot 4? Minus 4. E, ia, da. Ia să vedem. Minus 2 la puterii pară? Minus 2, oh! La a doua. S-a prins, domnul. 2 la a doua egal cu minus 2 ori minus 2. Și minus cu minus. La mulțime face plus. Și 2 la 2 e 4. 4. Gata, a trezit-o, domnul. Da. Minus 0. Minus 0. Bun. Minus 0. Se mai întâmplă, nu să nu facem de asta un caz, pentru că se întâmplă și la case mai mari. Mă gândesc și eu, pot să, nu de tipul acesta, dar pot să pici într-o capcană. Numai că... I-a căzut în capcană pentru că ea știa așa, că modulul e odată numărul cu plus și-a luat pe numărul cu minus și a pus minus 0. Da, da, am înțeles. Da, nu e cazul să ne gândim la lucrurile acestea care nu sunt acum prezente. La unde te auzi? Când te apropii de 0, din stânga sau din dreapta, la limite, sunt niște lucruri mai interesante care vor fi la momentul respectiv. La limite? Da. La așa, am rezolvat acum. Da, ce zici acolo? Ce să zic? Ia să verific acum, domnul profesor, chiar și-a făcut tema acasă și să verific. Da, și ce să știu, nu înțeleg. Tata aia acolo, nu știu. Partea stângă, da. Zice. Nu, nu! Bravo, domnul profesor! Nu, partea aia din stângă. Da, de ce să știu pe asta? N-am înțeles. Ca să verifici ea cu partea din dreapta. Aha, să-i las timp și să verifici? Da, da. Da, fă-ți o poză și verifică-ți acasă. Gata. Așa te-a dat, da? Bine. Gata, cum? Acum e să citi la varianta B, 4, da? Adică. Dar nu avem și varianta B. Nu? Avem de la testul 2, ba nu? Bine, la testul 2, 4, da? Eu aș fi făcut și B-o, să vedem dacă sunt diferențe. Sunt aceeași chestii. Sunt aceeași. La testul 2, 4. Testul 2, să citi 4. Aflat anii că aparține mulțimii numerelor reale din egalitățile. A aparține lui ieri. Testul 2. 2 exercițiu 4. De două puncte. 4. Era. Da. A aparține lui ieri, domnul profesor. Cum? Mulțimii numerelor reale. A mic aparține mulțimii numerelor reale din egalitățile. Să-l aflăm pe A. A supraradical din 2 este egal cu 3 radical din 2 supraradical din 3. 3 radical din 2 supraradical din 3. Da. Am o idee care râde ușor. Ce deci, raționalizăm pe prima... Păi, Adi, hai să mulțim un termen al proporției, să află da, mulțim... De... Dar dacă facem raționalizare, tot deci, acolo... Mergem și timpi. Ai, deci pe ele și timpi. Scoți pe A, trebuie să scoți. Adică e 3 ori A 2. A egal cu 3 ori 2, radical din 2. 6. 6 supra radical din 3, nu? Da, atât, da. Wow. Și dacă raționalizăm, tot atât ajungem. Tot dar acum raționalizez aici. E da. Cu 6 radical din 3 supra 3. 6 cu 3 se întâlnă și face 2 radical din 3. Asta e din altul. Deci, astea cu numerii din astea... Depinde că ai avut, dacă ai avut baftă, aici se vezi pe A simplu, ăsta împărțile astea, că așa se face într-o proporție. Dacă merg în mâna ta, a fost așa. A. Radical din 2 supra 2 egal cu 3 radical din 6 supra 3. Ele amplificăm. Da. 3 cu 3 se simplifică și echivalent poate spune că A radical din 2 supra 2 este egal cu radical din 6, da? Ei, vezi încă e incomod. Trebuie să aduc aceeași numitor aici. Iată că aduc aceeași numitor. Și vine A radical din 2, egal cu 2 radical din 6. De unde scoatem pe A, deci de acolo A va fi egal cu 2 radical din 6, supra radical din 2, deci 2 radical din 6 supra radical din 2, și egal mai departe. Pe radical din 6 scriu ca fiind... 2 ori 3. 2 ori 3, devine 2
radical din 2 cu radical din 3, da, supra-radical din 2. Uh-huh. Radical din 2 cu radical se simplifică și face 2. Vă, dar pierd timp. Ei, cât ai pierdut tu? Cât ai pierdut tu? Grămadă de timp. Deci te, asta spune. Trebuie să te orientezi la fiecare ghișițiu. Eu aici am văzut repede, a egal cu ăsta ori ăsta împărțit ăsta. Da. Deci ăsta ori ăsta împărțit ăsta. Deci, practic, tot la același rezultat, dar numai cu pe varianta lungă. Cu raționalizări și așa. Și cu riscul de a greși pe drum. Da. De exemplu, acolo, ca să adă la același numitor, nu m-am mai gândit nici o secundă. Sigur că da. Și nu l-ai aflat pe ea. Lăsând forma asta, și ți era blocat. Gata. Trebuie să zici, a, egal cu. Răspuns concret. Da. Doar radical de 3. Altul? Da. Mirna, observ, domnul profesor, că nu este clar dacă x pătrat egal cu 3, deci x egal cu radical din 3. Păi, hai să vedem ce. Ia, ca și cum nu știe asta. Da. Dacă am x pătrat egal cu 7, ne întrebăm cine l-a pătrat să facă 7. Ca să întrebăm. Întrebarea este ce să pui tu în loc de x încât la a doua să facă 7. Și atunci x-ul va fi egal cu radical din dreapta, deci. Radical din 7. Pentru că dacă mă întorc și înlocuiesc, vine radical din 7 la a doua, egal cu. Cum se ridică un radical la 7? Ridică pe ăsta de subradical. Radical din 7 la a doua, 2 cu 2 se simplifică și face 7. Deci, radical din ceva... Dacă ai fost cu 4, x la a doua egal cu 4. Cine era? Atunci răspundem că x egal cu? X egal cu radical din 4. Adică radical din 4 este? 2. Dar e 2 și minus 2. Sunt două. Că la a doua am și varianta a doua. Deci e greșit să spun numai 2. Deci eu zic x1, 2, așa se scrie. Adică cele două sunt plus minus radical din 4. Adică egal cu plus minus 2. Și o să am o dată x1 egal cu 2, prima variantă, și x2 egal cu minus 2. Ai înțeles? Uh-huh. Iau încă o dată. Mai, vă rog pentru toată lumea. Deci dacă ați avea... Ați mai insist aici, mai ați dat atenție, trebuie să insist. Eu nu am voie să trec mai departe până când lucrurile în clasă. Vă rog, dacă aveți x pătrat minus 5 în modul egal cu 7, așa, x pătrat minus 5, toată lumea lucrează. X pătrat minus 5. Egal cu 7. Da. Când? Echivalent. Cum? Gata. Zi. X pătrat minus 5. X pătrat egal cu 12. Nu, nu așa. X pătrat minus 5 egal cu 7 și x pătrat minus 5 egal cu minus 7. Deci avem x pătrat minus 5 egal cu 7 sau x pătrat minus 5 egal cu minus 7. Minus 7. Din x pătrat minus 5 deci egal cu 7. Deci pe prima variantă. X pătrat egal cu 12. X pătrat egal cu 12. Atunci x va fi radical din 12. X1, 2, cum am spus, Miruna, x1, 2 egal cu plus minus cele plus două. Minus variante. Radical din 12, ce plus minus cele două, ca să nu asta vrem să bagi la cap, draga mea. X1, 2 egal cu plus minus radical din 12. Și adică de aici spui X1 odată egal cu radical din 12 și cea de-a doua valoare X2 egal cu minus radical din 12. Așa am finalizat. Da. Dincoace. X la 2 egal cu minus 2. X la 2 egal cu minus 2. Deci X... Odată X pătrat fi negativ? Ceva la pătrat să facă număr negativ? Imposibil. Asta e imposibil. Domn profesor, dar nu le ia din punctaj dacă ei lasă radical din 12 și nu scot? Sigur că da. Deci trebuie finalizat. Aici eu m-am oprit, nu m-am uitat decât la ideea în sine. Da, deci, și deci foarte bine plus că... Minus, 4. Plus minus, x 1, 2. Da? Plus minus. Deci 4 ori 3, 12 și sunt 2 în față. Cât, cât și e vine 2 radical din 3. Radical din 12? 4 ori 3. Da, 2 da, radical din 3. 2 radical din 3. Deci finalizăm, pentru că voi sunteți la calculul cu radical. Corect. Și eu, ca profesor, urmăresc să
finalizați fiecare calcul. Deci acum ți este clar? X pătrat egal cu un mai număr? Facem încă unul. Nu, dar e clar. Mai facem încă unul. Modul. Deci modul din 4x pătrat plus plus minus, minus 10 egal cu 2. Modul din 4x pătrat minus 10 egal cu 2. Ia să vedem, la când? Stai un pic, adică să mă convinc că o înțelegi. 4x la 2 minus 10. Deci de aici o 4x la 2 minus 10 egal cu 2 sau, sau, sau 4x la 2 minus 10 egal cu minus 2. Egal cu minus 2. Din prima rezultă că 4x la 2 egal cu 12, da, și din a doua rezultă echivalent. O lucrăm. Mă duc la da, cap. Echivalent că x 4 x pătrat egal cu radical din 12. Atenție! Dar noi 12 împărțit la 4. 12 împărțit la 4. 3. Deci, mare atenție. 12 împărțit la 4. 3. Echivalent cu x pătrat egal cu 3. Păi așa e corect. Și avem două variante. X1, 2. Așa și pe ea să înțeleagă. X1, 2 egal cu x1, 2 egal cu plus minus. Hai una. Cât? Radical din 3. Radical din 3. Și scriem x1 dat ca să fie clar. X1 egal cu? Radical din 3. Da. Și x2 egal cu? Egal cu minus radical din 3. Așa se face. Mă, da. Uite, cum o, ce clar o știe domnul profesor. Mergem la varianta cealaltă. Mă uit. Da. Mai am una. Mai avem una. Lucrează și pe aia, da? Deci, echivalent aici. Echivalent că 4x la 2 egal cu minus 2 plus 10, adică cu 8. 8. Și atunci x pătrat este egal cu radical din 2, plus minus radical din 2. 8 pe 4, mamă. O zis 8 pe 4 și face 2. Dar da. Scrie așa, x pătrat egal cu 2. Așa de exact. Simplu. Exact. 8 pe 4 și egal cu 2. Da. De unde rezultă că, sau, da? Deci da. Rezultă că x1, 2. X1, 2 este egal cu plus minus radical din 2. Plus minus radical din 2. Și acum, pe luna, facem așa. X3, hai să zicem. A fost la ecuația aceea. 1, 2 le-am văzut. 3, 4. Da. X la 2 egal cu radical. X3 egal. X3, mama. X indice 3. X indice 3 egal cu radical din 2. Egal cu radical din 2. Și X4 egal cu minus radical din 2. Deci, dacă eu aș fi formulat. X3, X4. Da? Deci așa ca să vadă cele 4 valori distincte. Deci dacă v-aș fi spus așa. Mulțimea mare egal cu toți acei X și de ale. Pentru care modul din 4x pătrat minus 10 egal cu 2, voi trebuia să lucrați exact așa cum a făcut domnul profesor. Ceea ce am făcut, exact cum am făcut și spui în final egal mai departe cu mulțimea elementelor. Radical din 3. Din 3. Minus radical din 3. Radical din 2. Și minus radical din 2. Așa trebuie semnalizat, da? Asta ați e mulțimea. Da. E foarte clar cum vă zice domnul profesor. Deci mulțimea mare egal cu toți acei. Pentru care se întâmplă chestia asta, o luăm de o parte și o rezolvăm. Trebuie să știu ce înseamnă a spune că e egal cu 2, modulul ăsta egal cu 2, de parcă aș spune că ce este întrebare este fie 2, fie minus 2. Fie 2, fie minus 2. Merg pe varianta când e 2 și ce se întâmplă găsesc. Merg pe varianta când e minus 2 și am avut bază că a fost x la 2 egal cu 2. Putea să fie x la a doua egal cu un număr negativ. Cum și atunci era imposibil. Imposibil și atunci nu mai discutăm. Și dacă unele nu-și dădea seama? Mai două. Și dacă unele nu-și dădea seama că e cu negativ și calcula? E treaba lui. Exact. Și e problema ta. Deci dacă eu l-am făcut chestia asta, eu l-am rămas. Profesorul asta face. Ceva la a doua egal cu. Și zice și radical din negativ și el lasă radical din negativ. Și mai spune că radical din minus 4 e 2. Radical din... Ia, deci, profesorul întinde capcana. Dar nu e minus 2. Atenție, radical din minus 4. Există? Nu se poate. Numai din numere pozitive. Radicalul spune așa, băi, eu nu mă pui la treabă. Că pe mine mai terminat dacă mă ce să lucrez într-un număr negativ. Corect. El nu știe decât numere pozitive. Minusul ăla, dacă era în afara radicală, e altceva. E altă poveste. Una este minus radical din 4. Atunci minus 2. Minus 2 și pe matematică și ce. Și alta este când îl pui să facă
nu? Radical dintr-un număr negativ. Nu se poate. E, hai să ne întoarcem la... A supra radical din 3. Deci continuăm acum. Da, testul la B. La cât? La B. 2, testul 2, 4B. Aici am ajuns. A supra radical din 3 plus 1. A supra radical din 3 plus 1. Vreau să vă spun că tot ce se înregistrează, vă sunteți aproape de cameră, toate șoșuitul ăsta s-aude în cameră și în film, suprapunerea apare. Da? Deci mai bine faceți așa ceva, dacă nu-i clar, mă pune să revin, că atunci fac. Da. Ca să ne ia selecția acum. Asupra, da, ai înțeles. Asupra radical din 3 plus 1. Asupra radical din 3 plus 1. Așa, la, da. Egal, egal cu radical din 3 plus 3, supra, radical din 3. Supra? Radical din 3. Cred că nu pot să mie zilor e cam. Da. Deci de da. Adică da. Că nu o să o păcăi, dar de mă aprici conjugata, ce treabă ai. 9. Deci ai egal cu. 9 plus 4. Atenție, Adi. 9 plus 3, pardon. Adi, nu mă înjura. Dar nu vă înjur. Păi da, mă înjurați acum. Dar nu faci radical din 3 ori A egal cu radical din 3 plus 1 ori radical din 3. A radical din 3. Așa. Deci este egal cu. Ce este aici de tot? Adică radical din 3 plus 3. Totul de înmulțit cu ăsta de jos tot. Adică cu radical din 3 plus 1. Totul supra radical din 3. E altă poveste. Și acum ne apucăm de înmulțit. Două paranteze. Adică e radical din 3 la 2. Ai înțeles mă jurai? Nu, ai înțeles mă jurai pur și simplu. Îi fac 3 plus 9 plus 3. Deci, luăm pe primul și mulțumim cu amândoi. Da, adică o să fie acum 9 plus 1. Nu, radical din 3 adică este 3 ori 3 face radical, nu, care face 3. 3, da. Plus radical din 3 ori 1 plus radical din 3. 3. Am terminat din mulțumim cu ăsta cu amândoi. După aceea, plus 3 radical din 3. Da. Plus 4. Plus 3. Totul pe radical din 3. Și dăm mai departe cu? Bun. 3 și cu 3 face 9. 3 și cu 3, 6 fac voi. Noaptea fac 9. 6, da. Dar profesor, radical din 3 ori radical din 3, 3. Radical din 3 ori radical din 1, radical din 3 minus. E o schimbare. Da. Stai că nu. Radical din 3 ori nu fac radical din 3. Spune, Mirnașe, atenție, nu trebuie să facem asta, trebuie să fim atenți și vină de fiecare dată. Asta trebuie să înțelegi că se întâmplă și altora. Și noi avem doar o singură preocupare, deci nu să nu turăm greșelile. 6 plus. 6, mă, 3 plus 3. Da. Dar s-o înregistra că 3 plus 3 fac 9. Așa. Deci 6 plus. 6 plus 4 radical din 3. Da. Totul supra. Radical din 3. Radical din 3. Și egal cu, nu permis să lasă așa. Raționalizăm. Sigur că da, deci egal cu. Amplificăm cu radical din 3 și o să avem așa 6 radical din 3. 6 radical din 3 plus. Plus 12. Corect. Am înțeles cu radical din 3 care face 3, 3 ori 4, 12. Plus 12. Totul supra 3. Și egal adic cu. Egal cu. Anca, să înțelegeți ce este 12. Da. Că mulțim cu radical din 3 pe fiecare. Aici 4, 3, 12. Și acum ce facem? Gata, el a zis. Nu-i gata. De ce? Păi nu-i se poate scoate în factor. A, 2. A, da, da, 6, da. Chiar 6. 6. 6 pe lângă. Radical din 3 plus 2. Totul supra 3. Simplificăm 6 cu 3. Acum avem voie, da. Eu făceam înainte asta. Da, mă sigur. 3 cu 6. Și era 2 radical din 3 care... Era cu radical din 3 așa? Nu. Nu, pentru că suntem la radical și avem nevoie de finalizare. Corect. Puteți să lași ieșitul și numai aici. Da. Apropo, că să lași intermediar. Exact. Deci tu ai scris bine.
A egal cu ăsta ori ăsta supra ăsta și lași pe profesor să facă. O să iei ceva doar, domnule. Puțin mai mult. 10 sutim din 5. 10 sutim, da. Nu e dau 10. N-ați dat 10 sutim. Fii atent, Miruna. Dacă 0,5 dau, hai să zicem, din 50. Pentru că tu ce faci? Îmi arăți că știi să scoți un termen într-o proporție? Eu vreau să văd dacă știi să faci calculul. Și era să dăm profesor. Dacă te opreai acolo, tot îți luam. Tot îți scam, sigur că da. Cât scădeați? Dar de ce să nu vezi Miruna? Nu vezi din 6 pe mun? Mă scuzați. Finalizare. Da. Distributivitatea. Exact. Dar român. Da, aici 2, facem 2 pe lângă radical din 3 plus, radical din 3 plus 2. Și acum ai 2 radical din 3. Nu, aici poți să lași așa. Poți să lași așa, așa. Ai făcut tot ce a trebuit. Înmulțirea aceea nu mai este importantă. Exact. Dar eu stai la să simplific acolo. Care? Unde? La 6 radical din 3 plus 2. Acolo foarte bine, mă. Să faci așa ca să te... Eu când văd așa ceva, stai tot. Exact. În momentul ăsta. Exact. Așa. Deci corect. Atenție. Dar ce vă spun, vă spun cu toată fermitatea. Este suficient să găsesc o greșeală de asta, o încadrez, mi-asum tot și ăla l-am anulat. Nu-ți mai dau nimic, nici o sutimii. Nimic, dar vă credeți, mă credeți, mă zic, totul s-a terminat aici. Pentru că e grav. Tu văd simplificarea în sumă și ai modificat complet exercițiul. Deci tu îți lași mai convins că ai lacune foarte grave. Corect. Și de ce numai când te arde cineva cu fierul roșu, exact. Atunci ții minte, băi, nu mai uit niciodată de acum. Că n-am voie să simplific în sumă sau diferențe. Adică dacă scoți factor comun, ca să fii într-un produs. Deci, 2 oriceva supra 6, da. Atunci, da. Dar 2 plus ceva. 7, așa, supra 6, 2 cu 6... Nu, mai gata. Eu gata, te-am terminat. Gata, nu discut. Deci, atenție. Testul 3. Eu nu vă spun... Eu știu, asta fac. Când îl vedeam la tablă, dacă mi se tăpa la tablă să fac chestia asta, pe loc două unități. Pe loc direct, două unități. Așa. Cum? De asta au ajuns la bac, domn profesor, cu 1 pe 2 plus 1 pe 2 egal 2 pe 4. Păi, tocmai. Și domn profesor nu-i certat. Da? Sunteți liberi. Deci, da, nu erau elevii mei. Erau la anticlasă, cum se întâmplă. Da, și vedeam ce-o până la deși, dacă erau elevii noastre. Nu puteau. Nu au niciodată. Păi știi și Daria, care ia 4. Deci, Nu puteau să ajungă în starea aceea, pentru că eu, cum sunt 4 ani de zi, cum să nu mă împiedic de să descoper că fac chestii de astea? Deci de ce? Rapid? Era de clasic. Da, cum adică cum ai ce făcut? Două unități. Două unități? Doi. Nota 2. Cine ai înțeles? Doi sau unități? Deci asta era clasic. Așa știu foarte bine. La loc și 2 unități. Pe care gata. Era fericit. Doi. Aveau câte 3 de 2. Doamne! Vă dai seama cum erau? Măcar urmează câte azi, da. Vă dai seama că rămâneau mama cu Ligia. Da, domn profesor, au fost bun și le-a trecut. Da, degeaba, așa. Am rămas foarte mulți repetenți, dar... Ați avut, nu? Mulți. Foarte mulți. Repetenți? Corenți, nu știu mai spuneți. Repetenți înseamnă să repeți anul. Deci repetenți înseamnă că a lăsat și pe primul trimestru și pe al doilea, ne aveam cu trimestre. Și pe primul și pe al doilea și pe al treilea. Îs trei trimestre? Erau. Da, voi să aveți 2 semestre, că sunt lungi. Noi aveam 3 trimestre, mai scurte. Uh-huh. Săracu. Și dacă l-a lăsat coligent, păi era repetând, repeta anul. Da, așa vă povestesc un pățic urmă. Săracu, vreo 3 ani de zi la seral. La seral erau oameni care aveam de... La servici. Dacă n-am apărut eu, din clipa aceea, l-am intrat la facultate. Poftim. Deci s-a întâmplat o chestie pe care nu și-a explicat cu toții. Deci până la mine niciodată nu vreau să lasă la facultate și n-am avut, mi-a apărut eu. De fiecare dată aveam 6-7 oameni care lucrau la facultate. Rezultat. Înțelegeau, domnule. Concluzie. Înțelegeau. Asta era. Și le spuneam, băieți... Dar dacă luăm bacul, vă bucurați, eu da? Era o seriozitate, cum să spun, de să știa de un cap la altul. Băi, la orice ori înveți, ori... Vă dați seama cât erau de atenți la orice cuvânt îl scotea domnul profesor pe gură? Eram în puște atunci, eram 23 de ani, 24 de ani și la seral erau oameni... Mai în vârstă, poate. De 2 ori ca în vârsta mea. De 2 ori vârsta mea.
Și a rezist să-i impună prin respect, în primul, deci vă dați seama. Era o liniște și toată lumea era... Și din clipa în care am lăsat să pe cineva în primul an, așa, vreo la anul 5, să făcești clasa 5, anul 5 la sera, că erau materie tindeau mai mult și se făceau 5 ani. Și când am intrat eu, mi s-a dat tot seralul, am luat tot seralul, am intrat și clasa a 13-a, la ce m-am uitat, fraților, muncim, nu glumim. Eu vă spun, cu mine asta este aici. Se uitau, nu știu, mi-am lucrat treaba, de acolo, din clasa aceea, 3 sau 4 luam la facultate. De-a 13-a. De-a 13-a, unii la final. Dar am muncit. Dar la seral se lungeau materia un pic mai mult și spăgeau un an. Ei se mergeau și la serviciu, nu aveau timp. Deci am muncit într-un lit, nu vă încheia să vă dau concret, este stilul care îl vedeți acum. Și când am fost, m-am mai povestit, parcă când am fost cu tremurul, băiatul meu era de brațe, soția îl ținea, el în 76 născut, și cu tremurul a fost în, în martie 76. Avea un an și două luni. Și eu m-au prins cu tremurul cu creta la tablă. Și s-a fost pe la 9 și ceva, 10. La școală, că seara făcea seara. Până la 10 era. Și m-am întors înapoi, am ieșit cu toții afară. Și fiindcă ne-a rămas sistemul nefăcut. Nu vă mint, știu toți acum ce le spun, pe cei care privesc. Ne-am întors, am urcat scările și ne-am făcut exercițiu. Au fost și replici, da, înseamnă noaptea aia. Păi au fost replici, că nu vă plăteai. Au căzut blocuri, mama, au murit oameni. Și a fost fantastică, de ce? Păi dacă sunt toți în clasă ca să facă la matematică. Deci noi n-am văzut de treabă. Am căzut școala. Nu căzut școala. În școală eram mai eu. Că de regulă la seral, de la 9 la 10, plecau toate clasele. Nu mai stăteam. La ultimă, oricine mai stătea acolo să mai fac mai profesorul școală. Profesorul Ursu, clasa 3. Sigur eram. Și cu tremur, nici cu tremur nu mă scos afară. Dar căzut blu, mai dar replica nu imediat, mama. Poate să fie și la 2-3 ore. Sigur că da. Replica a fost mai târziu. Deci, exact. Asta a fost nicio replica, noi ne-am făcut de ieșit. N-aș face plecat acasă la copii. Este ceva din... neînchipuit. Măi, vă dați seama? Da. Deci, dar cum să faci din mers exercițiu? Nu din mers. Nu din mers, bă. Ce vă ce eu, domnul? Din mers cum de aici. Deci, eu lucream așa la tablă, eram pe la mijlocul exercițiului, au venit cu tremurul și am început să dansăm de așa, nu se mai știa. Am ieșit cu toți în fața școlii, acolo, cât am stat un minut, eram mai stat o jumătate de minut, s-a liniștit salcia, așa făcea salcia. Vai, dar ce mare da. Și atunci ne-am întors, ce mai zic, domnul profesor? Întorci și-o mână ghești. Nu, acasă, soția mea, e bine băiatul, tu ești tot ok. Vă dați seama. Da. Erau telefoane mobile, nu erau nimic. Mai fix. Nimic. Dar și bieții oameni ce, că stau și mă gândesc, ea avea familie și avea probleme. Vă dați seama. Ce-a spus, de ce mi-ai venit? Păi că tot un profesor mai lucra. Deci nu pot să-ți închipui așa. Aveau soții acasă, oamenii aia. Soții, familie, copii, toate. Vă dați seama. Unde ai fost, mă? De ce n-ai venit nenorocit? Da. Deci cum să putea? Dar ce să putea? Nu ai ne-am întors pe exercițiu. Da. Ne-am dat chiar de... Da, de neprezut, profesor. Dar așa eram de pasionat de ce făceam, încât nici cu tremur mă puteam scoate din exercițiu. Nu vă mint. Așa de pasiune este și acum. Credeți voi că la câți ani am eu acum, să fiți sănătos. Nu altceva aș putea să fac la ora asta mai corect. Bun? Corect. Și să mă trezesc de la ora 4 acum și lucrăm. Da? Este cu tremurul pe care eu îl văd în momentul de față, în învățământ continuu, de atunci nu se mai termină cu tremurul. Ba mai mult, sunt căzuți sub dărâmăturile acestea, cum ați văzut la grajdurile cele, la... așa văd o școală prăbușită. Și de aceea sunt în starea asta. Merg mai departe. Deci să trebuie tot vărăta. Testul 3, exercițiul 2. 2. 2, 3, 4. 2 tot, da? A, B, C, D? Nu, tot. Radical din 3 la 2. Radical din 3 la 2. Plus 2 radical din 2, ori 2 radical din 3. Ori radical din 3. 3. Minus 3. Minus radical din 6. Așa. Atât. Egal cu supra. Egal cu radical.
3, așa, plus... 3 plus 2 radical din 2. 2 radical din? 2 radical din 6. Dar nu-i introducem mai din 6. 2 radical din 6. Lăsăm așa, Adi. Adică produsul al 2 radical, radical din produs, da? Minus 3. 3 minus radical din 6. Egal mai departe, Anca. Egal 5. Adică 3 cu 2, da? Da. Foarte bine, Anca. Nu! Dar ce faci, Anca? Ce faci? Meri cu peri. Este-ți meri, este-ți peri, Anca. Dar nu. E 2 radical din 6. 3 plus 2. 3 plus 2 plus radical din 6? A? Păi, povestea ta cum scrii. Deci, faci, deci... 3 cu minus 3, că se duce Anca. Da. 2 radical din 6, 2 radical din 6. Radical din 6. Terminat, ești. Mergem mai departe. Da? B. Radical din 3 la 0. Da. Plus radical din 3 ori, deschideți paranteză rotundă, radical din 3 plus 2, închideți paranteza, minus 2 radical din 3. Egal. 3 la 0? 0. 3 la 0? 1, pardon. Da, iar mă ajuri. 1, mă. Vin radical din 1, îl face 1. Plus. 1 plus radical din 3 ori radical din 3, adică radical din 3 la 2. Radical din 3 ori radical din 3, adică 3. Da, adică radical din 3 ori radical din 3, adică 3. 3. Radical din 3 ori radical din 3, adică 3. 3, da? Adică ai spus radical din 9, care face 3. 3 plus 3 plus 2 radical din 3. Da. Minus 2 radical din 3. Egal cu? Egal cu? 4. Egal cu 4. 4. 4 sunt de fapt. Ca să mai facem un coeficient. 4 plus 1. 4 plus 0. Deci 4. 4. Hai, hai,